ședința Biroului Politic Județean al PNL, organizată în data de 3 septembrie, au fost depuse două propuneri pentru excluderea din partid. Președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, și fostul senator, actual consilier județean PNL, Vasile Nedelcu, s-au propus reciproc pentru excludere. Voiam să-mi dați și mie o declarație în legătură cu propunerea de excludere a domnului Iliuță din PNL. Cum motivați această propunere? Da, deci bună ziua în primul rând. Cum să motivez? Eu am semnalat foarte multe derapaje ale domnului Iliuță încă din prima zi sau din primele zile de activitate după constituirea Consiliului Județean. El fiind ales cu votul majorității Consiliilor Județeni în funcție, deci mă refer la cei din PNL, și motiv pentru care am considerat că derapajele pe care le-a avut de-a lungul timpului în respectarea legii și în organizarea activității în cadrul Consiliului Județean aduc grave prejudicii partidului și, bineînțeles, cetățenilor ca acestui județ. Motiv pentru care am luat-o ierarhic, adresându-mă biroului organizației județene. De asemenea, am făcut adrese către conducerea superioară de partid, la nivel central, având în vedere experiența mea profesională, mă rog, de 19 ani în conducerea unei direcții județene, de asemenea, 3 mandate de consilier județean și un mandat de parlamentar, n-am putut să trec peste anumite principii ale mele, pentru că, așa cum spuneam, aduc grave prejudicii atât partidului cât și, bineînțeles, activității și, în ultimă instanță, este un prejudiciu pe care îl aduce cetățenilor județului Călăraș. Cheltuirea banului public, foarte multe derapaje din acestea care au fost aduse la cunoștință chiar în ședințele Consiliului Județean, pe care o parte le-ați prezentat și dumneavoastră, le-au mai prezentat și ziarele locale și, bineînțeles, am făcut acest demers pentru că nu se mai poate. Deci bătaia de joc pe care o suportă în fiecare zi personalul din cadrul Consiliului Județean, faptul că îi cheamă în birou și cine nu e cu mine este împotriva mea, îi prezintă, îi dă o hârtie și prezintă, adică îi spune să-și dea demisia imediat pentru că nu semnează anumite ilegalități. Aceste persoane sunt în instanță în momentul de față, sunt vreo 42 de persoane care sunt în instanță, în procese cu Consiliul Județean. El a fost, s-a extras din răspunderea practică a Consiliului Județean ca și persoană, ca și conducător de instituție și a pasat răspunderea consilierilor județeni. Și acest lucru, practic, m-a enervat mult mai mult pe mine, pentru că, în loc să-și asume răspunderea aceasta, a dat pe consilierul județen că, practic, a avut votul consilierilor și în toate legalitățile pe care le-a desfășurat. Deci, toate aceste aspecte, eu mă gândeam că dumneavoastră mă invitați la o emisiune ca să vă prezint și documente. El s-a înconjurat de câteva persoane cu un trecut infracțional dubios, vezi cazul Grama, este dovedit în instanță. Deci sunt foarte, foarte multe aspecte de prezentat, dar care nu cred că într-un minut care mi l-ați cerut dumneavoastră aș putea să vă prezint zecile de probleme, de aspecte care privesc activitatea acestei persoane, acestui personaj toxic și, bineînțeles, este mai mult un personaj de istorie de acum încolo, probabil va fi, pentru că nu cred că va mai putea rămâne în conducerea acestei instituții de interes județean și care gestionează bani foarte mulți pentru unitățile administrativ-teritoriale din județ. Am înțeles că și domnul președinte a depus o propunere pentru excluderea dumneavoastră din partid. Știți cumva ce are să vă reproșeze? Toate reproșurile, bineînțeles că o persoană care este atacată, ce face? Începe să jignească, începe să aducă anumite acuze legate de familie, de tot felul de acuze care nu au nicio relevanță. Iar legat de, sesizarea în sine, că nu am fost solidar cu membrii de partid în toate deciziile luate de partid, de asemenea nu și-a putut îndeplini obiectivele pe care le-a avut de îndeplinit, nu și le-a putut duce la îndeplinire pentru că nu a avut și votul meu, deși a avut votul majorității
consilierilor județeni, pentru că a cumpărat bunăvoința aproape la toți consilierii județeni din Consiliu, indiferent de la ce partid fac, din ce partid fac parte. Deci aceste aspecte le cunosc, așa că nu este de... El nu are cum să se apere, el toate punctele pe care le-a prezentat el în ședința de birou permanent județean au fost demontate cu punct și virgulă, cu articol de lege, pentru că nu am încălcat niciodată toate proiectele de hotărâri care au fost votate de către mine împotrivă sau m-am abținut, au fost justificate pe bază de documente, pe bază de lege. Deci, din acest punct de vedere, nu am de ce să mă tem. Dar am făcut precizarea și am făcut precizarea și conducerii partidului la nivel central că în situația în care acest personaj toxic nu va fi eliminat din cadrul partidului și din Consiliul Județean, eu îmi voi prezenta demisia din funcțiile politice pe care le dețin, prima dată de cea de vicepreședinte și membru al biroului permanent și al delegației permanente. Știți cumva, ați fost înștiințat la ce dată vor fi votate cele două propuneri de excludere? Peste două săptămâni de zile s-a stabilit. Bineînțeles, am văzut pe surse în dimineața aceasta că, de fapt, a aranjat el că nu se va vota acest subiect peste două săptămâni de zile. Dar eu cred că sursele sunt tot de la el și, bineînțeles, caută să se sustragă acestei măsuri procedurale, măsuri statutare, care, chiar dacă nu va fi exclus, v-am spus, activitatea Consiliului Județean va continua să fie la fel de defectuoasă, la fel de necorespunzătoare din punct de vedere legal și a capacității organizaționale privind conducerea unei instituții publice. Lăsând la o parte sursele, bănuiesc că putem lua în considerare data oficială pe care ați aflat-o în cadrul biroului politic județean. Atunci bănuiesc că s-a anunțat data validă. 17, se pare că este 17 septembrie. Deci pe 17 septembrie se vor vota cele două propuneri. Cele două. Marți, 17 septembrie. Nu știu, fiecare își va prezenta punctele de vedere. Este adevărat că el vine cu are un sistem din acesta de intimidare, vine cu presiune asupra membrilor din delegația permanentă sau din biroul județean, amenințându-i, prima dată îi te sparg, a doua oară omenește și așa mai departe. Nu vreau să comentez aceste aspecte, pentru că până la urmă nu cred că sunt de comentat. Rufele, așa cum spunea cineva, se spală în familie, dar eu am spus și o repet treaba aceasta, având anumite principii de viață, după o activitate îndelungată, nu am putut să suport derapajele încă din prima zi de activitate acestui personaj toxic, așa cum am mai spus. În perioada următoare vor fi parcurse etapele legale, iar în termen de 30 de zile va fi convocat Consiliul Director Județean, unde cele două propuneri vor fi supuse la vot. Întrebat dacă vrea să dea o declarație pe marginea acestui subiect, președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, ne-a transmis că nu vrea să dea replică în această situație. S-a propus excluderea lui Vasile Iliuță și a lui Vasile Nedelcu? Da. Eventual reciproc? Reciproc, da. Există o divergență dintre cei doi, fiecare apărându-și, ca să spun așa, identitatea politică. Sunt acuzații de o parte și de alta. Ieri să știți că a fost ședința statutară. Nu știu de unde s-a auzit că ieri vreți să dăm pe cineva. Păi trebuie să fie, în ședința biroului politic național, județean, trebuie să fie minimum jumătate procentul de membrii partidului. Și au fost. Da. În orice caz s-a stabilit ședința de ieri, o nouă ședință de birou, în care vor fi puse în discuție cele două propuneri de către membrii noștri de partid. E vorba de Nedelcu și e vorba de Iliuță. Există niște pași care trebuie făcuți, trebuie să anunțați în votant, dacă am ținut chiar ședință ordinară în care noi am avut, între altele, mai multe probleme de discutat, nu neapărat această problemă.
Eu chiar am solicitat în ședință să încerce pe calea amiabilă să discute astfel încât să terminăm o dată cu chestia asta, că nu face bine organizației. Deci să înțeleg că dumneavoastră, ca președinte al organizației, nu sunteți de acord nici cu excluderea lui... Nu, am zis să se înțeleagă. Era normal, așa cum... Păi asta e spune... trei, dar acum vorbim de organizație. Acum am demarat procedura pe cele două propuneri. A aprobat biroul județean, urmează procedura legală, anunțarea în 3 zile a înscris a celor doi, după aceea urmează ședința de birou în care se discută. În perioada aceasta, președintele Comisiei de Etică se va ocupa de citirea documentelor, să vadă dacă ce au și care sunt acuzele, după care, în maxim 30 de zile de la ședința de birou, se ține Consiliul Director Județean, în care se va vota, sunt convins, pe buletine de vot, vot secret, și vom decide... Se va ajunge la vot. E normal. Pentru ce dată a fost programată următoarea întâlnire? Exact peste 2 săptămâni. De ieri în 2 săptămâni. S-a mai propus și eliberarea din funcția Dumnezeu de la Consiliul de Zeu? Și eu nu am auzit. Astea sunt niște vorbe aruncate de unele persoane care vor să se victimizeze. Nu. Deci nici măcar așa cum s-a vehiculat ideea că aș fi vorbit cu toți membrii biroului, de regulă vorbesc cu toți membrii biroului și invit personal la ședință, ieri m-am abținut, de fapt alaltă m-am abținut și ieri, ca să dau telefoane vis-a-vis de această ședință. Pentru a nu se interpreta într-un fel sau altul. Care au fost acuzațiile de parte de aici? Concluzionul, dar credem că, în scurt, domnul Vasile Iruță a spus că el nu se supune majorității din consilierii județeni când discută în ședințele premergătoare ședinței ordinare sau extraordinare a Consiliului Județean și votează câteodată împotrivă sau se abține. Am dat numai una, iar domnul Nedelcu a spus foarte clar de ce a votat și cum a votat, în schimb acuzându-l că deciziile ia de unul singur și sunt foarte multe proiecte în care sunt băgați în față consilierii fără să aibă o responsabilitate conform funcției pe care o are. Iliuță poate fi dat acord de organizație județeană? Nu, urmează să se supune la vot și după aceea se merge în Consiliul Director, da. Dar trebuie să ceva nivel național? Cred. Trebuie să știți. Da. Da. Oricum, fiind o funcție de președinte al Consiliului Județean, vă dați seama că se va discuta și în biroul național. Dacă cazul în care, nu știu, să zicem, cumva ipotetic că va fi dat afară din PNL, el nu-și pierde mandatul de președinte, automat. Și există... Hai să vă spun un lucru. Toată perioada care se derulează pentru de la prima ședință până la ultima este, ca, să zicem, de la 1 ianuarie până pe 27 aprilie. Cam atât durează. Am zis, dar nu-și pierde automat. Își pierde dacă votează consilierii. Da, nu, odată ce-i s-a retras... Nu, odată ce-i s-a retras sprijinul politic și ne mai fi membru de partid ori unul la ori altul, se poate... Deci pierde poziția de consilier. Da. Alte întrebări. Acum e mai frumoasă. Este mai frumoasă întrebările. Orice membru, dacă propune excluderea, gata, se demarează procedura. Dragii, păi da, au propus... Există un birou... un birou județean care analizează. Vom avea peste 10 zile analiza celor două și se va hotărâ. Urmează analiza biroului județean. Bineînțeles. În prealabil, președintele Comisiei de Etică va avea un punct de vedere. Cine e președintele Comisiei? Domnul Jeciu, avocat Jeciu. Altceva. Ceva mai frumos. Să vă domnul Iliuță, un antierou, așa cum vrea să pară, sau... Întrebați-l pe el. Am înțeles, ok. Ceva mai de toamnă, mai de... Dacă de școli, de... La concluzii. Vreau să vă întreb eu, domnul Ivanciu, am văzut că ați scris pe Facebook. Și de Iliuță, și de Iliuță. De toți. De ce mă scrieți?
Nu mai dă cine... La un moment dat nu mai suporți. Deci m-ați mai suportat și a trebuit să... Da, ar trebui ca și viceprimar, ca și președinte al organizației municipale, da, să iau o atitudine față de chestiunea asta. N-aș fi vrut să interviu, nu-mi face nicio plăcere, nici nu știu dacă e foarte onorant, dar cred că am obligația să intervin, pentru că lucrurile astea se întâmplă de mult. Și voi le știți foarte bine. Domnul Ivanciu, în condițiile în care votul comitetului director va fi pentru rămânerea domnului Iuță în cadrul organizației de țene PNL și neexcluderea acestuia, la anul în vară va trebui să faceți campanie pentru funcția de președinte. Până la anul mai este timp. Până la anul mai este timp. Ipotetic, în momentul ăsta, în conjuntura actuală. Având în vedere poziția pe care ați avut-o public pe Facebook, ce poziție veți avea peste o lună? O poziție care să reprezintă interesul Partidului Național Liberal la Călăraș, în primul rând, pe care îl reprezint. Și bineînțeles că și orice om aș minți să spun că nu o să am și o doză de subiectivism în tot ce se va întâmpla de acum acolo. Eu am avut o discuție cu domnul Vasile Ilivuță, personal, între patru ochi, vis-a-vis de toate lucrurile astea. Am mai avut și altă dată discuții. Nu s-au respectat lucrurile care s-au discutat și atunci am considerat că trebuie să am o ieșire pe care știți foarte bine că eu nu am asemenea ieșiri. Mai spun ceva de primărie, mai spun ceva de organizație, fără să judec pe nimeni. Nici acum nu judec. Dar cu siguranță, așa cum va evolua situația și va hotărâ și partidul, bineînțeles, pentru că într-un partid trebuie să fie o ierarhie și o ordine și o disciplină, candidații pe care îi va desemna partidul îi vor susține cu mai multă sau mai puțină tragere de inimă. Dar până la urmă, relația dânsului cu organizația PNL Călăraș care este? Foarte mai este bun. Implicat în activitatea politică de aici în PNL? La nivelul organizației municipale, nu. Eu, din ce constat tot public vorbit, Vasile Iuță, în momentul ăsta, este principalul adversar politic al dumneavoastră. Al cui? Al local. Al dumneavoastră. Organizației? Al conducerea PNL. Nu, e total fals. Păi există stați puțin. Publice, adică poftim? Eu vorbesc de, v-am zis, de ceea ce s-a scris, se scrie, se spune. Eu cred că din partea mea și a colegilor, vis-a-vis de poziția celor din Consiliul Județean, noi nu am spus mare lucru până acum. Nici pe conturi, nici pe altceva. Nici în declarații publice. Nu vreau să intru în amănunte să pronunț diferite nume pe care voi le știți și nu vreau să le fac publicitate. Problema este că există o limită a bunului simț, a funcției pe care o ai, și a respectului pentru niște oameni care au muncit în acest partid și au muncit, vă spun eu, și zi și noapte, și să-i denigrezi și să-i umilești prin acele articole care, după părerea mea, nu ne caracterizează, indiferent de ce se va întâmpla. Și știți foarte bine, Partidul Național Liberal, organizația județeană și municipală, întotdeauna a strâns rândurile atunci când a trebuit. De cele mai multe ori cu succes. A mai fost și sincope, mobilizându-se astfel încât să câștigăm. Mai este mult până la vară. Și deciziile, vă spun eu, nu se vor lua pripite. Se vor analiza și se vor evalua multe lucruri întâmplate până la momentul respectiv și decizia va fi luată nu sub presiunea unora sau altora, gândind în perspectivă la unitatea partidului și la obținerea unor rezultate foarte bune. Indiferent că ne facem noi victime sau suntem răuvoitori, ca să mă dau și pe mine ca exemplu, nu. Vom analiza cu foarte multă atenție și obiectivitate și vom lua decizia cuvenită, fără presiuni. Din câte înțeleg eu, atât și domnul Ivanciu, cât și dumneavoastră, sunteți de acord cu decizia domnului Ionel. Dar nu pot să spun că se va vota.
Cum să spunem? N-am spus treaba asta. Eu sunt un om de... Am spus ceea sunt... ce credem noi că nu merge în partii și care trebuie, lucruri care trebuie să îndreptate. Nu suntem împotriva neapărat a unui om sau unor oameni. Este vorba de o stare de fapt care este acum, trebuie să recunoaștem și pe care vrem noi să îndreptăm. Noi nu o alimentăm sub nicio formă și știți foarte bine că eu sunt un om de echilibru, iar decizia va fi luată în cunoștință de cauză, v-am mai spus, și fiind tocmai, da, eu nu am nici stânga, nici dreapta, eu am o linie dreaptă la care sunt, vă spun eu, toți primarii, indiferent că spun unii sau... Și veți vedea, așa cum s-au ocupat de rezultatele de la europarlamentare, să le obțină destul de bune, cu mici și sincope, așa cum s-au implicat și în strângerea de sărbători la europarlamentare, așa cum se implică și acum. Și la fiecare acțiune pe care noi am avut-o la nivel județean și național, denot acest lucru. Restul sunt vorbe. Vom vedea fapte, să vedem ce se va întâmpla. Eu nu pot să mă pronunț public vis-a-vis de acest lucru. Este o decizie personală care va fi luată la momentul respectiv. Dacă din punct de vedere politic pot să înțeleg că la anul vară va trebui să respectați o decizie a structurilor de conducere privind susținerea eventuală de Vasile Iuță în, la candidatura de președinte a Consiliului Județean, dacă puteți să-mi spuneți cum puteți să-i mobilizați din punct de vedere personal pe unii membri. Pentru că foarte multe lucruri... Acum vrei să spunem ca multe astea. Fac parte din strategia noastră. Nu putem să spun. Să știți că spre dezamăgirea unora, PNL-ul are o echipă. O echipă care se mobilizează, colaborează și obțin rezultatele care s-au văzut. Că am pierdut la 7, că am câștigat la 700 de voturi, important este că am câștigat. Putea să câștigăm și la un vot. La anul va fi vorba de persoane care vor fi implicate în alegerile locale. Și ca atare, noi vrem să avem, și sigur vom avea, candidați în toate organizațiile. Mai sunt două, trei organizații, încă nu am stabilit cine va candida, dar în rest, avem oameni care vor candida pentru PNL la funcția de primar, respectiv în Consiliul Local. Apropo de candidați, hotărârea dumneavoastră este la fel de puternică de a candida pentru funcția de primar? În momentul de față, da. Și dacă excludeți pe Iliuță, probabil se va duce la partid. Băi, e treaba lui, doamne, nu ți-am zis că le excludem. Te rog frumos, hai, am zis, ți-am răspuns. Subiectul ăsta e închis. Mai să vă întreb altceva, s-ar putea să candideze la primar? Îi urăți succes, dar cine nu-l lasă? Aveam și o întrebare. Te rog. Să ne puțin de la politică. Începe școala peste câteva zile. Da. Care e situația da. Școlii? Autorizate? Să mai scăpați de pisică puțin, nu? Până acum nu au fost probleme și nu avem nici solicitări, nici reclamații. Am înțeles că există o comisie. Avem și noi membri în această comisie la nivelul prefecturii, care a fost în unitățile de învățământ. Nu sunt probleme deosebite de funcționare și nici de autorizare. Există o echipă de vreo 3 săptămâni care umblă prin școli, umblă în sensul efectuării unor lucrări, nu? De cosit, de tăiat crengi, de asfaltări și așa mai departe. Vreau să vă spun că mâine se va asfalta ultima porțiune de la o zonă acolo între Dan Mateescu și Mihai Eminescu și în situația asta, având în vedere ce am executat și în anii trecuți, toate unitățile de învățământ au terenurile de sport asfaltate, au aleile asfaltate și au primit o concursul din partea noastră ca să înceapă în bune condiții. Vă mai precizez faptul că școlile au personal auxiliar care pot executa tot felul de lucrări. Pe tine, și nu știu dacă le-au executat, dar și cu ajutorul nostru lucrurile avem semnale că totul e în regulă. Domnule președinte, dacă mi permiteți o întrebare pe teme politice, să presupunem, din nou fac această afirmație, că domnul Iliuță va părăsi organizația. Există șansa ca membrii din organizație sau chiar primari să urmeze? Nu. Și dacă da, cum vă asumați acest risc? Asta este. Mergem înainte.
Care este perioada de garanție a lucrărilor, a tronsoanelor, mai bine zis? Și odată cu turnarea ultimei suprafețe de asfalt, asta înseamnă că s-au terminat lucrările la tronsonul acela de la Eminescu? Care e? Nu, nu, e vorba de lucrări interioare. Nu e vorba de... Mă interesează starea drumurilor, pentru că și alea sunt importante. A zis că va fi gata tronsonul acela din... Care... A, de la școala 5. La școala numărul 5. A, ai zis 10. De școala numărul... Se pare că nu sunt... Până luni mai... Nu, stai puțin. Eu întreb. Da, vă pot spune. S-a turnat stratul de beton. Da? Se așteaptă să vadă, după ce se aprobe, dacă acesta permite sau nu asfaltarea. Dacă nu permite asfaltarea, ne asumăm faptul că nu s-au terminat, dar nu datorită nouă, ci datorită defecțiunilor care au avut loc la stația de betoane și că abia miercuri ne-a dat, sau nici acum nu ne-a dat, a luat din altă parte și în momentul în care va fi gata, săptămâna viitoare se va turna asfalt. Un singur strat, da, după care se trece la lucrări colaterale, mă refer la zona din fața blocurilor, dar între timp, ca să te aduc la... Între timp, se va apuca de zona dintre locomotivei de luni și bulevardul până la Dunărea. Dar, la acest moment, lucrările sunt în grafic și nu pot fi, nu poate fi onorată predarea la începutul școlii. Care predare? Păi nu se predă tronsonul, că nu este gata. Și v-am întrebat, de fiecare dată. Este în grafic? Da. Da, este... Va fi deci... gata la începutul școlii? Da. Dacă... Să, dacă... Dar mai multe trebuie. Da. Acolo nu e numai asfaltul necesar pentru grafic. Stai puțin. Când v-am spus acest lucru, cum s-a întâmplat și pe primul tronson între Cornișe și București, s-a turnat continuu în două zile. Dar într-o zi cu, de dimineață până seară, într-o zi de dimineață până seară, pe fiecare parte. Din ceea ce am constatat, noi trebuia să terminăm vinerea trecută turnarea stratului de beton. De joi nu s-a mai putut turna, întrucât stația de betoane de unde iau cu toate, nu putem să forță și nici să-mi permit să turn asfalt cu tot deranjul care va fi în 2-3 zile, pentru că astfel putea să avem probleme la exploatare. Nu, Florin zice că dacă fi aglomerat luni la școală și asta și dacă era posibil să... Este foarte important exact ce faceți dumneavoastră referire acum. Nu se spune nimic de perioada de garanție. Ba da. Păi, nu știu, eu n-am auzit, am discutat de termene care, iată, nu păi, sunt... Păi, dar garanția e una, dar... Și discutăm de facea de garanție care vedem când va fi, când nu avem termene. Dar e de acum că nu e gata până la începerea școlii. Deci, hai să spun ceva. Poftim? Dragul meu. Ce poți să-i și plângești termenul? Deci, fii atent. Deci, poate să-i plângești termenul, iar totul e posibil. Domnul Driga, această lucrare trebuie terminată la anul viitor, până în iunie. Noi am, și nu știu dacă știți, că mă duceam de cel puțin 4-5 ori pe zi, la toate, și mă duc și acum, la toate punctele de lucru. Și acum vin din... Da, dar e bine să fie și reprezentanții lucrărilor contractate. Da, de asemenea, nu, de asemenea, de asemenea, nu, la masa de prânz se duce fiecare unde dorește. Nu, nu, nu. De asemenea, de asemenea, vă spun, că la fie, vă spun că la fiecare întâlnire participă dirigintele de șantier și constructorul. Și colegi de-ai mei, că nu-i vezi tu, asta e problema ta, dar eu îi chem. Și s-a întâmplat la ultima întâlnire cu noastră, când a spus că mergeți pe teren și că, să fie, că sunt toate utilajele acolo la lucru, nu au fost decât un singur tractor. Și de ce? Și de ce? Pentru că ne-am apucat. Păi da, dar nu a fost ce ați spus. Ok, cu scuzele de rigoare, mai câteodată... Nu vă relatez exact ce s-a întâmplat. O să vedeți că... Lucrurile astea ne afectează direct. Știu, și pe mine mă afectează. Da, nu o să fie perpetuate. Eu vă spun că ei vor să lucreze începând din, de luni. Vom vedea. Au și... Să vă aduc la noastră la cunoștință, pentru că altfel nu puteți să-i stimulați. Pentru eu nu-i stimulez. În teren alta este. Da. Nu, e în teren, eu văd în fiecare zi. Nu mai credeți atât de mult, pentru că nu credem chiar așa. După ce am vorbit cu tine, puteam să te sun
Să spun, băi, am fost acolo. Păi și eu am fost acolo. Eu am avut o discuție cu constructorul și bineînțeles că termenii de dialog a fost foarte... Aveți și când vine constructorul și la data și ora. Chiar vă rog, da. Da. Eu cred că ritmul în care s-a lucrat, ritmul în care s-a lucrat destul de bine.